am creat o rubrică care se cheamă pastila de după, în sensul faptului că faci anumite lucruri când ești mai tânăr, care ulterior au repercusiuni. E bine să-ți asumi lucrurile pe care le faci, dar de multe ori, atunci când ești tânăr, experimentezi și nu știi că lucrurile pe care le faci lasă niște urme care sunt greu de șters. Vorbim astăzi despre dietele pe care noi două împreună le-am ținut și care ne-au marcat viața. Mă rog, ne-au distrus-o pe lucruri, adică nu chiar ne-au, adică n-aș spune doar marcat viața. Era pe vremea când eram tinere și când, deși aveam 45 de kg, consideram că suntem foarte grase. Eu n-am avut niciodată 45 de kg, să ne înțelegem, întotdeauna am fost mai grăsuță și așa. Da, am încercat și eu să țin pasul, să fac orice. Noi am crescut împreună și crescând împreună am și experimentat lucruri împreună, iar eu sunt chiar maestră dietelor nereușite sau a dietelor care efectiv poate să-ți distrugă complet metabolismul, pe care doresc să le împărtășesc cu voi ca nu cumva să le țineți și voi și sunt atât de deosebite încât realmente trebuie să împărtășite.